Capitolul 1. Fiica mea stătea în genunchi pe locul ei de la fereastra avionului liniilor aeriene britanice. Buclele arămii îi cădeau libere până la umeri, încadrându-i obrazul. Nu îi le tunsesem încă niciodată. Ne aflam în 3 august 1984. Copilul meu drag era obosit de această lungă călătorie. Părăsisem Detroit de miercuri dimineață, iar acum, când ne apropiam de sfârșitul ultimei etape a călătoriei noastre, răsăritul soarelui marca deja ziua de vineri. Desprinzându-și privirea de pe paginile cărții pe care o avea în brațe, Moody, soțul meu, își ridică ochelarii pe fruntea ce-i devenea tot mai înaltă și îmi spuse: "Mai bine te-ai pregătit de aterizare." Mi-am desfăcut centura de siguranță, mi-am luat poșeta și, croindu-mi drum pe culoarul îngust, m-am îndreptat spre toaleta din spatele avionului. Personalul începuse deja să facă ordine și să se pregătească de aterizare. "Am făcut o greșeală," îmi spuneam singură. "Dacă aș putea coborâ chiar acum din avionul ăsta." M-am încuiat în toaletă și, privindu-mă în oglindă, am văzut o femeie cuprinsă de panică. Împlinisem de curând 39 de ani. Ori, la această vârstă, o femeie trebuie să fie stăpână pe propria ei viață. Oare de ce? Mă întrebam, mi-am pierdut cumpătul. Mi-am refăcut machiajul, încercând să arăt cât mai bine și să mă gândesc la altceva. Deși, împotriva voinței mele, mă aflam totuși aici, așa că trebuia să mă comport cât mai bine. Încercam să mă liniștesc, spunându-mi că poate cele 2 săptămâni se vor scurge repede. Când ne vom întoarce acasă, la Detroit, Mahtob va frecventa grădinița unei școli din Montessori, o suburbie a orașului Har. Moody se va adânci din nou în munca lui. Vom începe să lucrăm din nou la casa pe care o visasem să o avem. Mi-am spus, nu e nevoie decât să suport aceste 2 săptămâni. Am căutat în poșetă o pereche de ciorapi groși, negri, pe care mi-i cumpăraserăm după cum ceruse Moody. Mi-am pus, apoi mi-am netezit fusta costumului verde închis de o croială clasică pe care îl purtam. Aruncându-mi încă o dată privirea în oglindă, am renunțat să-mi mai periez părul castaniu. La ce bun! Mi-am legat baticul gros verde pe care, după cum spunea Moody, trebuie să-l port mereu ori de câte ori ieșeam din casă. Cu baticul înodat sub bărbie, păream o țărancă bătrână. Mi-am privit cu un ochi critic ochelarii. Fără ei mă consideram mai atrăgătoare. M-am întrebat însă dacă vroiam să impresionez familia lui Moody sau să văd cât mai multe din această țară copleșită de probleme. Mi-am lăsat ochelarii pe nas, realizând că, și așa, baticul provocase pierderi ireparabile. În cele din urmă m-am întors la locul meu. M-am gândit că ar fi mai bine să ne ascundem pașapoartele americane, mi-a spus Moody. Ni le vor confisca dacă le vor găsi. Și ce trebuie să facem? L-am întrebat eu. Moody întârzia cu răspunsul. Ție îți vor percheziționa poșeta fiindcă ești americană, mi-a spus el. Așa că dăm mie pașapoartele. Pe mine abia dacă mă vor băga în seamă. Raționamentul lui era probabil corect, căci soțul meu aparținea în patria lui, unei familii renumite potrivit chiar semnificației numelui său. Fiecare nume persan are un anume înțeles și pentru orice iranian, numele întreg al lui Moody, Said Bozorg Mahmoudi, reprezenta o sursă bogată de informații. Said reprezintă un titlu religios care indică un descendent direct al profetului Mohamed, din partea ambelor ramuri ale familiei, iar Moody, scris în farsi, un complicat arbore genealogic întărind informația anterioară. Părinții lui îi dăduseră numele de Bozorg, venerabil, în speranța că într-o zi va ajunge tot atât de celebru, demn și onorat, pe cât promitea numele său de familie propriu-zis, care era Hakim. Deoarece Moody se născuse într-o perioadă în care șahul emisese un edict, prin care erau interzise numele islamice de acest gen, tatălui a schimbat numele de familie în Mahmoudi, care e mai curând un nume persan decât islamic, fiind derivat de la Mahmud, care înseamnă ceva de genul glorificatul, slăvitul.
La măreția numelui s-a adăugat și prestigiul învățăturii. Deși oficial compatrioții lui Moody urau tot ceea ce era american, sistemul de educație american se bucura la ei de o mare apreciere. Ca medic format în America, Moody se putea considera în mod sigur ca aparținând unei elite privilegiate. Am cotroboit în poșetă, am găsit pașapoartele și le-am dat lui Moody, care le-a strecurat în buzunarul interior al hainei. Curând după aceea, avionul survolă spațiul aerian de deasupra Teheranului. Zgomotul motoarelor s-a micșorat simțitor și botul avionului s-a aplecat neobișnuit de mult, în așa fel încât coborârea a fost rapidă și abruptă. Trebuie să coborâm atât de repede din cauza munților care înconjoară orașul, mi-a spus Moody. Întregul avion vibra sub greutate. Mahtob s-a trezit brusc și, speriată, m-a strâns de mână privindu-mă neliniștită. Totul în ordine, am lămurit-o. Aterizăm imediat. Cum ajunsesem oare eu, o americancă, să zbor într-o țară care, dintre toate țările lumii, se comporta atât de fățiș și dușmănos față de americani? De ce mi-adusesem fiica într-o țară care era implicată într-un teribil război cu Irakul? Oricât m-aș fi străduit, nu reușeam să-mi risipesc teama inexplicabilă, care mă urmărea de când nepotul lui Moody, Mamal Ghezi, ne propusese această călătorie. Un concediu de 2 săptămâni putea fi suportat oriunde, dacă te puteai bucura la gândul că după aceea vei reveni în viața obișnuită. Eu însă eram obsedată de o presimțire care, după părerea tuturor prietenilor mei, era neîntemeiată, și anume aceea că Moody, de îndată ce ne-ar fi adus pe Mahtob și pe mine în Iran, va încerca să ne oprească acolo pentru totdeauna. Moody e cu totul americanizat, n-ar face niciodată așa ceva, mă asigurau prietenii. A trăit 20 de ani în Statele Unite, întreaga lui avere, cabinetul său medical, sumumul prezentului și viitorului său se află în America. Ce l-ar putea determina să-și reia viața din trecut? Din punct de vedere logic, argumentele lor erau convingătoare, dar nimeni nu cunoștea atât de bine ca mine personalitatea contradictorie a lui Moody. Deși era un tată și un soț iubitor, înclina totuși să facă abstracție, cu totală indiferență de nevoile și dorințele proprii sale familii. Inteligența lui sclipitoare convețuia alături de cea mai adâncă confuzie. Ca formație culturală, Moody reprezenta un amestec între Est și Vest, fără ca măcar el însuși să-și dea seama exact ce influențe predominau în viața lui. Moody avea deci toate motivele ca, după cele 2 săptămâni de concediu, să ne ducă înapoi în America, dar avea și dreptul de a ne convinge să rămânem în Iran. De ce oare, cu toată această înspăimântătoare perspectivă a realității, am încuviințat totuși să fac o asemenea călătorie? Mahtob a fost în primii ani de viață un copil fericit, vesel, plină de vitalitate și legată sufletește de mine, de tatăl ei și de un iepuraș, un animal de pluș, ieftin și turtit, înalt de 1,20 metri, cu pete albe pe un fond verde. Pe labe, iepurașul avea un soi de cauciuc, așa încât ea și-l putea lipi de picioare și dansa cu el. În Farsi, limba oficială a Republicii Islamice Iran, cuvântul Mahtob înseamnă rază de lună. Pentru mine însă, Mahtob însemna rază de soare. Când roțile avionului au rulat pe pista de aterizare, m-am uitat mai întâi la Mahtob și apoi la Moody și mi-am dat limpede seama de ce am venit în Iran. Am ieșit din avion în căldura de vară sufocantă a Teheranului, o căldură care părea că ne va distruge fizic în timp ce înaintam pe fâșia de asfalt dintre avion și autobuzul care aștepta să ne ducă la ieșire. Și era de-abia ora 7 dimineața. Mahtob se agățase strâns de mâna mea și privea cu ochii mari această lume străină. Mamă, șoptia, vreau la toaletă. Bine, o să căutăm toaleta. Când am ajuns la intrare și am pătruns într-o sală mare de primire, toate simțurile noastre au fost năpădite de o duhoare neplăcută și pătrunzătoare, de transpirație care, din cauza căldurii, era și mai puternică.
Speram că vom putea ieși cât mai repede afară, dar în sală se îngrămădeau pasagerii mai multor avioane și toți se grăbeau și se înghesuiau la singurul ghișeu de control al pașapoartelor, care reprezenta și unica ieșire din această sală. Știam deja că în Iran, femeile erau obligate să-și acopere brațele, picioarele și fruntea, dar am fost surprinsă să văd că toate salariatele aeroportului, ca și cele mai multe dintre călătoare, erau înfășurate aproape complet în ceva pe care Moody îl numea șador. Un șador este o bucată mare de pânză, în formă de semilună, care se înfășoară în jurul umerilor, frunții și a bărbiei, lăsând liberi numai ochii, nasul și gura. Rezultatul amintește de costumul călugărițelor din vremuri trecute. Iraniencele foarte credincioase lasă să se întrevadă doar un singur ochi. Femei purtând mai multe bagaje grele într-o mână, întrucât cu cealaltă își țineau șadorul strâns sub bărbie, se strecurau repede și tăcut prin aeroport. Pânza lungă și neagră a șadourilor era umflată de vânt. Cel mai mult mă fascina faptul că purtau șadoul de bunăvoie. Existau și alte veșminte care satisfăceau severele regulamente vestimentare, dar aceste femei musulmane purtau cu hotărâre șadour peste toate celelalte haine, în ciuda căldurii înăbușitoare. Mă uimea puterea pe care o aveau asupra lor atât societatea cât și religia. Am avut nevoie de o jumătate de oră ca să ne croim drum prin mulțime până la punctul de control, unde un funcționar cu o privire întunecată și pătrunzătoare ne-a cercetat pașaportul iranian care ne legitima pe toți trei. Ni l-a ștampilat și ne-a făcut semn că putem trece. Apoi, dând colțul o treaptă mai sus, eu și Mahtob l-am urmat pe Moody, spre vasta încăpere unde se eliberau bagajele, plină până la refuz cu pasageri. Mamă, trebuie să merg la toaletă, îmi spune Mahtob din nou și se mută neliniștită pe un picior pe altul. Moody a întrebat în farsi o femeie învăluită în șador unde se află toaleta. Aceasta i-a indicat un loc aflat la capătul opus al încăperii și și-a văzut grăbită de treburile ei. Mahtob și cu mine l-am lăsat pe Moody pe un loc ca să aștepte bagajele și ne-am îndreptat spre toaletă. Când ne-am apropiat de toaletă, am ezitat speriate de duhoare. Am intrat în silă, am căutat cu privirea în încăperea întunecoasă ceva care să aducă ca un veceu, dar n-am văzut decât o gaură în podea de beton în mijlocul unui vas de porțelan oval și nu prea adânc. Podeaua era toată acoperită cu grămăjoare de excremente, deasupra cărora zburau roiuri de muște, căci oamenii nu nimeriseră gaura sau pur și simplu nu-i dăduseră atenție. Pute îngrozitor, a țipat Mahtob și m-a tras afară. Am fugit repede înapoi la Moody. Deși în mod evident avea mare nevoie să meargă la toaletă, Mahtob n-a mai avut niciun chef să căutăm alta. Era dispusă să aștepte până vom ajunge acasă la mătușa ei, sora lui Moody, o femeie despre care acesta ne vorbise întotdeauna pe un ton plin de venerație. Sara Mahmoody, Goții, era femeia cea mai în vârstă din familie, căria toții se adresau cu mult respect numind-o Ameh Bozorg, adică mătușa venerabilă. Totul se va rezolva când vom ajunge la Ameh Bozorg acasă, mă gândeam eu. Mahtob era epuizată, dar nu avea nicăieri unde să se așeze, așa încât, în cele din urmă, am fost nevoit să desfacem căruciorul pliant pe care l-aduseserăm cadou pentru una din rudele lui Moody, care născuse de curând. Mahtob s-a așezat ușurată în el. În timp ce ne așteptam bagajele, în privința cărora nu aveam niciun indiciu când vor fi aduse, am auzit un țipăt ascuțit care se apropia de noi. Dahijon, țipa strident vocea, Dahijon. Auzind în farse cuvintele, dragă unchiule, Moody s-a întors ca să salute un bărbat, ce se îndrepta grăbit în direcția noastră. Bărbații s-au îmbrățișat de mai multe ori și, văzând lacrimi alunecând pe obrazul lui Moody, am avut dintr-o dată mustrări de conștiință, fiindcă, abia după multe ezitări, aprobasem această călătorie. Aici se afla familia lui, aici erau rădăcinile. Trebuia, desigur, să-și vadă rudele. O să se bucure de ei 2 săptămâni, apoi vom pleca din nou acasă. Asta-i Zia, mi-a spus Moody. Zia Hakirn mi-a strâns prietenos mâna.
Era unul dintre nenumăratele rude tinere pe care Moody le cuprindea sub denumirea practică de nepot. Sora lui Zia, Maluk, era căsătorită cu Mustafa, al treilea fiu al venerabilei surori mai mari a lui Moody. Mama lui Zia fusese sora mamei lui Moody, iar tatăl său fusese fratele tatălui lui Moody, sau invers. Relațiile lor de rudenie nu mi-au fost clare niciodată, așa că nepot era cea mai simplă denumire. Zia era foarte tulburat de prima întâlnire cu soția americană a lui Moody. Într-o engleză aleasă mi-a urat bun venit în Iran. "Sunt atât de bucuros că ați venit," spuse el. "Cât de mult am așteptat acest lucru." Apoi a tras-o pe Mahtob la el și a copleșit-o cu sărutări și îmbrățișări. Era un bărbat bine, ale cărui nobile trăsături arabe erau luminate de un zâmbet cuceritor. Era mai înalt decât iranienii destul de scunzi din jurul nostru, iar farmecul și educația lui aleasă erau evidente. Așa sperasem eu să fie familia lui Moody. Părul castaniu al lui Zia era tuns model. Purta un costum de comandă, o cămașă proaspăt călcată cu gulerul deschis. Și cel mai important dintre toate era curat. "Afară așteaptă multă lume să vă vadă," spuse el radiind de fericire. "Vă așteptăm de multe ore." "Cum ai trecut prin vamă?" l-a întrebat Moody. "Am un prieten care lucrează aici." Figura lui Moody s-a luminat. A scos pe furiș pașapoartele noastre americane din buzunarul hainei. "Ce trebuie să facem cu ele?" l-a întrebat. "Nu vrem să ni le confiște." "O să vi le păstrez eu," a spus Zia. "Ai bani?" "Da." Și Moody a numărat mai multe bancnote pe care i le-a dat lui Zia, împreună cu pașapoartele noastre americane. Eram emoționată. Apariția lui Zia și impresia de putere pe care o emana confirma ceea ce Moody îmi povestise despre familia lui. Cei mai mulți erau cultivați, absolviseră universitatea. Erau medici, ca Moody, sau oameni de afaceri. Cunoscuse mai mulți dintre nepoții săi care ne vizitaseră în Statele Unite și toți păreau să se bucure de un anumit prestigiu social în fața compatrioților săi. Se vede însă că nici Zia nu putea accelera ritmul lucrătorilor de la bagaje. Toți se agitau, vorbeau continuu, dar fără niciun rezultat. În concluzie, am stat 3 ore întregi în arșiță, mai întâi așteptându-ne bagajele, apoi la coada nesfârșită de la vamă. Mahtob a stat liniștită și răbdătoare, deși știam că trece prin chinuri groaznice. În fine, împingându-ne și îmbulzindu-ne, cu Moody înainte, urmat de mine și de Mahtob în cărucior, am ajuns în față. Vameșul ne-a controlat cu atenție fiecare bagaj și, descoperind un geamantan întreg cu medicamente, ce nu puteau fi eliberate decât pe bază de rețetă, i s-a tăiat parcă respirația. El și Moody au avut o discuție aprinsă în farsii. Moody mi-a spus în engleză că i-a explicat vameșului că e medic și a adus medicamentele ca să le pună la dispoziția centrului local de aprovizionare medicală. Devenind neîncrezător, vameșul a început să pună întrebări. Moody adusese nenumărate cadouri pentru neamurile sale. A trebuit să le despachetăm pe toate pentru a fi controlate. Vameșul a deschis geamantanele noastre cu haine și a găsit epurașul lui Mahtob, luat în ultima secundă, drept completarea bagajului nostru. Era un iepure ce călătorise mult, căci ne însoțise deja în Texas, Mexic și Canada. Chiar în momentul în care ieșeam din casa noastră din Detroit, Mahtob a hotărât că nu poate să călătorească în Iran fără cel mai bun prieten al ei. Vameșul ne-a permis să ne păstrăm geamantanul cu haine și, spre ușurarea lui Mahtob, iepurașul. Restul bagajului, ne-a spus el, ne va fi trimis mai târziu, după ce va fi controlat amănunțit. Ușurați, am părăsit clădirea aeroportului după abia 4 ore de la aterizarea avionului. Într-o secundă, Moody a fost înconjurat de o mulțime de oameni îmbrăcați festiv, care îl trăgeau de haine și urlau de entuziasm. Mai mult de 100 de rude se îmbulzeau în jurul nostru și scoteau strigăte stridente. Îi scuturau mâna, îl îmbrățișau, îl sărutau, mă sărutau și pe mine, o sărutau și pe Mahtob. Toți aveau flori în mână pe care mi le dădeau mie și lui Mahtob, așa încât, curând, aveam brațele pline. "De ce port baticul ăsta tâmpit?" mă întrebam eu. Părul mi se lipise de cap. Mă gândeam că, între timp, scăldată în sudoare, miroseam și eu la fel ca ceilalți. Moody avea în ochi lacrimi de bucurie când Ameh Bozorg i-a sărit pe gât.
Era înfășurat în șadorul gros și negrul, prezent pretutindeni, dar am recunoscut-o totuși din fotografii. Nasul ei coroiat ieșea în evidență. Era o femeie osoasă, cu umeri lați și la cei 47 de ani ai săi, ceva mai bătrână decât Moody. Își aruncase brațele de gâtul fratelui, ținându-l strâns. Ridicându-și picioarele de pe podea, îl înconjurase strâns cu ele, ca și cum nu i-ar mai fi dat drumul niciodată. În America, Moody era medic osteopat, anestezist, un medic de prestigiu cu un venit anual de $100.000. Aici îl devenise din nou ca altădată băiatul cel mic al lui Ameh Bozorg. Părinții lui Moody, medici amândoi, muriseră când Moody avea numai 6 ani și sora lui îl crescuse ca pe propriul ei fiu. Întoarcerea lui, după o absență de 10 ani, o tulburaseră într-atât încât celelalte rude au fost nevoite în cele din urmă să o smulgă de lângă el. Moody ne-a prezentat și ea ne-a copleșit și pe noi cu afecțiunea ei. M-a îmbrățișat furtunos, m-a sărutat și a flecărit tot timpul în farsi. Nasul ei, atât de uriaș, încât de-abia îmi venea să cred că era adevărat, țâșnea de sub 2 ochi căprui, acum sticloși din cauza lacrimilor, iar gura ei era plină cu dinți strâmbi și pătați. Moody ni l-a prezentat apoi și pe soțul ei, Baba Haji. Ne-a explicat că numele lui înseamnă tată care a fost la Mecca. Acesta era un om mic de statură, îmbrăcat într-un costum cenușiu mototolit, ai cărui pantaloni cădeau prea mult peste pantofi cu fețe de pânză de in. El n-a rostit niciun cuvânt și se uita la un punct fix aflat în fața mea, pe podea, astfel încât ochii lui adânciți într-un obraz brun zbârcit să nu-mi întâlnească privirea. Brusc, am simțit cum o coroană de flori mai mare decât mine mi-a fost trecută peste cap, așa încât se odihnea acum pe umerii mei. A fost, mi s-a părut un fel de semnal, căci pe dată puhoiul rudelor a luat-o către locul de parcare. Cu toții se îndreptau în goană spre un grup de mașini întru totul asemănătoare una cu alta, mici, albe, ca o cutie, și câte 6, 8, chiar și 12 din cei prezenți se înghesuiau strivindu-se în fiecare dintre ele. Nu se mai puteau vedea decât brațe și picioare care se agitau. Moody, Mahtob și cu mine am fost conduși în mod ceremonios la o mașină deosebit de mare, spațioasă, de culoare turcoaz, un Chevy, construit la începutul anilor 70. Ne-am așezat pe bancheta din spate. Ameh Bozorg stătea în față lângă fiul ei, căruia, fiind cel mai mare fiu al ei, îi revenise onoarea să ne conducă. Zoreh, cea mai mare fiică necăsătorită, stătea lângă mamă și frate. Am părăsit zgomotoasa adunare de la aeroport în mașina împodobită cu ghirlande. Am trecut chiar pe lângă giganticul turn Sayad, ce se sprijinea elegant de 4 picioare zvelte. De un cenușiu deschis încrustat cu mozaicuri de culoare bleu-turcoaz, strălucea în soarele amiezii. Fusese construit de Shah ca un splendid exemplu al arhitecturii persane. Moody îmi povestise că Teheranul era numit pentru acest turn impresionant, care stătea de strajă la marginea orașului. Depășind turnul, am cotit pe autostradă. Hussein a apăsat pe accelerație și bătrânul Chevy a atins viteza maximă de 130 de km pe oră. Pe când goneam așa, Ameh Bozorg s-a întors deodată spre mine și mi-a aruncat un pachet frumos înfășurat în hârtie de cadouri. Era greu. L-am deschis și am găsit un fel de pardesiu lung, larg, care mi-ar fi ajuns până la glezne. Nu avea o croială modernă, nu exista nici cea mai vagă idee de talie. Țesătura, care după cum mi-a explicat Moody, era dintr-un amestec scump de lână, părea însă la pipăit, un fel de nailon sau un alt material sintetic. Destul de subțire, dar deosebit de deasă, mi se părea că ar fi făcut cu siguranță zăpușeala de afară și mai puternică. Țesătura, care după cum mi-a explicat Moody, era dintr-un amestec scump de lână, părea însă la pipăit un fel de nailon cu un alt material sintetic. Destul de subțire, dar deosebit de deasă, mi se părea că ar fi făcut cu siguranță zăpușeala de afară și mai puternică. Culoarea mi s-a părut groaznică, un măsliniu cenușiu deschis. Alături am descoperit un batic mare, verde, mult mai gros decât cel pe care îl purtam eu.
admirându-și generozitatea, Ameh Bozorg zâmbi, apoi îi spusese lui Moody ceva ce el îmi tradusese astfel. Pardesiul se numește manto. Asta e ceea ce purtăm noi aici. Baticul se cheamă rusari. În Iran trebuie să porți astea ori de câte ori ieși pe stradă. Nu-mi spusese nimeni dinainte acest lucru. Când Mamal, al patrulea fiu al lui Baba Haji și Ameh Bozorg, ne-a propus această călătorie cu ocazia unei vizite în Michigan, îmi spusese numai că pe stradă trebuie să porți mâneci lungi, un batic și ciorapi de culoare închisă. Dar despre un pardesiu lung, mult prea călduros pentru această zăpușeală insuportabilă, nu amintise nimic. Nu-ți face gânduri din cauza asta, mi-a spus Moody. Ea ți l-a dăruit, trebuie să-l porți numai când ieși afară din casă. Eu eram însă îngrijorată. Când Hussein a ieșit cu mașina de pe autostradă, am privit cu atenție femeile care se strecurau tăcute prin mulțimea ce mișuna pe trotuarele Teheranului. Erau acoperite complet, din cap până în picioare, cele mai multe purtând peste pardesie și baticuri asemănătoare mantoului și rusaului, care tocmai îmi fusese rădăruite, câte un șador negru. Toate erau niște umbre de un cenușiu întunecat. Ce-mi vor face dacă nu voi îmbrăca hainele astea? Mă întrebam, o să mă închidă? I-am pus această întrebare lui Moody, iar el mi-a răspuns simplu, da. Când Hussein a intrat în aglomerația circulației urbane, am uitat repede de îngrijorarea mea provocată de regulamentul vestimentar local. Străzile mai strâmte erau blocate, iar mașinile se înghesuiau una în alta. Fiecare șofer căuta un spațiu liber și când îl găsea, apăsa simultan pe accelerație și pe claxon. Pe o stradă cu sens unic, enervat din cauza unui blocaj, Hussein a dat brutal mașina înapoi. Am văzut atunci urmarea mai multor caramboluri. Șoferii și pasagerii, care coborâseră din mașini, țipau unii la alții, ba câțiva s-au și pălmuit reciproc. Cu ajutorul lui Moody, Ameh Bozorg mi-a explicat că vinerea, de obicei, era mai puțină circulație, aceasta fiind, la musulmani, ziua lor liberă, în care familiile se adună în casa celei mai bătrâne rude pentru a-și petrece timpul în rugăciuni. Acum însă era tocmai ora rugăciunii, care urma să fie rostită în centrul orașului, de unul dintre cei mai sfinți bărbați ai islamului. El era ajutat de Ali Akbar Hashemi, purtătorul de cuvânt al camerei. Milioane de oameni, nu doar mii, după cum subliniase Ameh Bozorg, luau parte la rugăciunea de vineri. Mahtob privea plictisită această scenă. Își îmbrățișa iepurașul ei cu ochi măriți de uimire văzând această lume străină și nouă, plină de imagini, zgomote și mirosuri. Știam însă cât de urgent avea nevoie să se ducă la toaletă. După o oră în care viața noastră s-a aflat în mâinile lui Hussein, am ajuns în fine în fața casei lui Baba Haji și Ameh Bozorg, gazdele noastre. Moody se mândrea cu poziția distinsă în care se afla casa surorii sale, în partea de nord a Teheranului, la numai două case depărtare de ambasada Chinei. Era despărțită de o stradă printr-un gard înalt, verde, din zăbrele de fier foarte dese. Am intrat în curtea cimentată printr-o poartă metalică dublă. Mahtob și cu mine deja știam că în casă nu aveai voie să intri încălțat, așa că, urmând exemplul lui Moody, ne-am scos pantofii lăsându-i în curte. Numeroși oaspeți sosiseră înaintea noastră, așa încât o mare parte a curții era plină de un număr considerabil de perechi de pantofi. În curte se mai aflau și trei grătare, de care se ocupau chelneri speciali, angajați pentru această ocazie. Am intrat în ciorapi în casa uriașă de beton, cu acoperișul plan. Încăperea în care pătrunsesem era, cel puțin de două ori, mai mare decât o sufragerie americană. Pereții și ușile din lemn masiv de nuc erau îmbrăcați cu aceleași labriuri viu colorate. 3-4 covoare persane foarte scumpe, puse unul peste altul, acopereau cea mai mare parte a podelei. Deasupra lor erau întinse niște mușamale decorative imprimate cu modele și flori viu colorate. În afara unui mic televizor într-un colț, în încăpere nu mai exista altă mobilă. Prin fereastra din partea cealaltă a camerei am putut să zăresc în fugă un bazin de înot.
aflată în spatele casei, în care apa sclipea albăstriu. Deși nu-mi plăcea să înot, astăzi apa rece mă ademenea totuși. Mai multe grupuri de rude, flecărind fericite, coborau din mașini și intrau în urma noastră în încăpere. Moody se mândrea cu soția lui americană. Radia când rudele lui o dădăceau pe Mahtob. Ameh Bozorg ne-a arătat camera noastră, aflată într-o aripă laterală a casei, în stânga sălii de primire. Era o încăpere mică, pătrată, cu două paturi apropiate, ale căror saltele erau uzate la mijloc. Un dulap mare și gol constituia singura mobilă din încăpere. Am găsit repede o toaletă pentru Mahtob. Se afla la capătul coridorului pe care era situată camera noastră. Când am deschis ușa, Mahtob și cu mine ne-am speriat zărind cel mai mare gândac pe care îl văzusem vreodată și care a fugit înapoi pe podeaua umedă de marmură. Mahtob nu mai vroia să intre, dar lucrurile nu puteau fi amânate. M-a tras și pe mine înăuntru. Aici se afla cel puțin un veceu de tip american și chiar un bideu. În locul hârtiei igienice, în perete, atârna un furtun de apă. Încăperea mirosea a mucegai și o duhoare scârboasă înțepătoare venea prin fereastra deschisă dinspre un veceu, persan, aflat alături. Era totuși o îmbunătățire față de grupul sanitar al aeroportului. În fine, avântându-mă alături de ea, Mahtob și-a găsit ușurarea. Întorcându-ne în încăperea cea mare, l-am găsit pe Moody așteptându-ne. Veniți cu mine, ne-a spus el, vreau să vă arăt ceva. Mahtob și cu mine l-am urmat afară în curte. Deodată Mahtob a scos un strigăt. O baltă roșie de sânge proaspăt se lățea între noi pe stradă. Mahtob și-a întors fața ca să n-o mai vadă. Moody ne-a explicat calm că familia lui a cumpărat de la un negustor o oaie care fusese tăiată în cinstea noastră. Acest lucru ar fi trebuit, de fapt, să se petreacă înainte de sosirea noastră, astfel încât am fost obligați să intrăm în casă pășind prin balta de sânge. Așa că, ne-a anunțat el, va trebui să intrăm din nou, călcând de data asta prin sânge. Ascultă, i-am spus eu, poți să o faci singur. Eu nu voi face niciodată ceva atât de stupid. Moody mi-a replicat calm, dar răspicat. Trebuie să faci acest lucru. Trebuie să le arăți respect. Carnea va fi dată apoi oamenilor săraci. Am considerat că era un obicei trăznit, dar cum nu vroiam să jignesc pe nimeni, am înconvințat șovăind. Când am luat-o pe Mahtob în brațe, aceasta și-a îngropat fața la pieptul meu. L-am urmat pe Moody pe lângă balta de sânge, afară în stradă, pășind apoi spre casă prin ea, în timp ce rudele sale intonau o rugăciune. În fine, eram în mod oficial bineveniți. Au fost împărțite daruri. Obiceiul pretinde ca mireasa iraniană să primească bijuterii de aur de la familia mirelui. Eu nu mai eram mireasă, dar știam suficient despre practicile sociale ale acestor oameni, ca să mă pot aștepta la așa ceva din partea lor cu ocazia primei noastre întâlniri. Dar Ameh Bozorg a ignorat obiceiul. Ea i-a dăruit două brățări de aur lui Mahtob, mie însă nu mi-a făcut cadou nicio bijuterie. Era categoric o punere la punct. Știam cât de supărată fusese când aflase că Moody s-a însurat cu o americancă. Ea ne-a dăruit amândurora, lui Mahtob și mie, șadouri decorative pe care trebuia să le purtăm în casă. Al meu era crem cu un model floral de culoarea piersicii. Al lui Mahtob era alb, cu boboci roz de trandafir. Am îngăimat un mulțumesc pentru cadouri. Zohreh și Feresteh, fiicele lui Ameh Bozorg, se zoreau trebăluind de colo până colo. Turnau tuturor ceai, iar oaspeților mai importanți le ofereau țigări pe tăvi. Era deja după amiază, în timp ce femeile aduceau mâncarea și o puneau pe mușamalele desfăcute, pe covoare, musafirii se așezau pe jos în sala cea mare. Nenumărate platouri cu salate garnisite cu ridichii tăiate frumos în formă de trandafir și morcovi, așezați cu măiestrie, astfel încât arătau ca niște pini, castroane mari pline cu iaurt, platouri cu lipii subțiri, bucăți mari de brânză iute și tăvi purtând mormoane de fructe proaspete, fuseseră așezate peste tot pe podea. Sabziuri, platouri cu busuioc proaspăt, mentă și frunze verzi de praz.
fuseseră adăugate pentru a întregi panorama strălucitoare de culori. Chelnerii au adus apoi vesela afară în curte, ca să poată aduce înăuntru mâncarea pregătită la restaurant. Două oale uriașe cu pilaf, una cu orez alb, obișnuit, alta cu pilaf verde, adică fiert cu sabzi și cu boabe mari de fasole, fusese răgătite după rețete iraniene, așa cum mi-arătase mie Moody, cu mult timp în urmă. Orezul, fiert mai întâi, se călește și se înăbușă în ulei, astfel încât să capete o culoare gălbuie. Iranienii se așezaseră pe jos, cu picioarele încrucișate, pe vine sau într-un genunchi, năpustându-se asupra mâncării cu o lăcomie disperată, ca o turmă de animale sălbatice. Singurele tacâmuri puse la dispoziția tuturor erau niște linguri mari, asemănătoare unor căușe. Câțiva le foloseau împreună cu mâinile sau cu câte o bucată de pâine, îndoită ca o lopățică. Alții nici măcar nu se mai chinuiau cu lingura. În câteva secunde, peste tot era numai mâncare. Țoți și omdesau de avalma în gură, plescăind și flecărind, și pretutindeni pe covoare sau în castroanele pentru servit, se aflau scuipate resturi. Scena dezgustătoare era însoțită de frânturi de farsi. Fiecare propoziție părea să se sfârșească în Inshallah, cum vrea Allah. Se părea că nu era deloc necovincios să pomenească numele lui Allah, în același timp în care scuipau peste tot resturi de mâncare. Nimeni nu vorbea englezește. Nimeni nu ne lua în seamă pe mine și pe Mahtob. Încercam să mănânc, dar îmi era greu să mă aplec ca să ajung la mâncare și, în același timp, să-mi păstrez echilibrul și decența. Fusta mea era strâmtă, nu era făcută ca să cinez pe dușul mea. Cu toate astea, am reușit totuși să-mi umplu o farfurie. Moody mă învățase să gătesc multe dintre mâncărurile iraniene și atât eu cât și Mahtob învățasem să prețuim nu numai mâncarea din Iran, ci și pe cea din alte țări islamice. Când am gustat însă din această mâncare festivă, am găsit-o incredibil de grasă. În Iran, uleiul, chiar și uleiul comestibil, e un semn de bogăție. Și pentru că era vorba de o ocazie specială, mâncărurile înnotau într-o mare de ulei. Nici Mahtob, nici eu n-am putut mânca prea mult. Ciuguleam din diversele salate, întrucât ne trecuseră pofta de mâncare. Atenția întregii familii era concentrată asupra lui Moody, așa că scârba mea și a lui Mahtob pentru mâncarea servită a putut fi ușor trecută cu vederea. Înțelegeam și acceptam acest lucru, dar mă simțeam singură și izolată. Și toate aceste ciudate întâmplări din seara asta, ce nu se mai sfârșea odată, nu m-au ajutat cu nimic să-mi înăbuș teama că Moody ar putea încerca să prelungească vizita noastră mai mult decât cele două săptămâni. Era desigur fericit să-și revadă familia, deși acest mod de viață nu corespundea stilului său. El era medic, cunoștea importanța igienei, aprecia alimentația sănătoasă. Era un om mult mai drăguț decât toți ceilalți de pe aici. În afară de asta, îi plăcea mult confortul, conversația, dar și să tragă după amiază câte un pui de somn în balansoarul lui preferat. Aici, pe podea, stătea țeapăn, nefiind obișnuit să șadă cu picioarele încrucișate. Știam acum că nu putea să prefere Iranul în locul Americii. Mahtob și cu mine schimbam priviri pline de înțeles. Această vacanță era o scurtă întrerupere a vieții noastre americane, de altfel foarte banale. Puteam să o suportăm, dar nu trebuie să ne și placă. Din chiar momentul ăsta am început să socotim zilele până când vom putea să zburăm din nou spre casă. Masa se prelungea. În timp ce adulții continuau să se îndoape cu mâncare, copiii deveniseră neastâmpărați. Începuseră să se certe să arunce unii în alții cu resturi de mâncare și scoțând țipete ascuțite să alerge în cruciș și în curmeziși peste acel sofrai, călcând uneori cu picioarele lor goale și murdare chiar în castroanele cu mâncare. Am băgat de seamă că unii dintre copii sufereau de malformații congenitale sau diferite alte deformități. Alții aveau, în mod ciudat, un chip lipsit de orice expresie. M-am întrebat dacă ceea ce vedeam nu erau urmările căsătoriilor între rude. Moody încercase să-mi explice că acest lucru n-ar avea niciun fel de repercusiuni nefaste, dar eu știam că multe dintre perechile din cameră erau veri căsătoriți cu verișoare. Rezultatele negative păreau să apară uneori la copil.
După câtva timp, Reza, al cincilea fiu al lui Baba Haji și al lui Ameh Bozorg, mi-a prezentat-o pe soția lui, Esei. Îl cunoșteam bine pe Reza, locuise în timp de 2 ani în Corpus Christi, în Texas. Prezența lui fusese acolo o povară pentru mine, așa încât în cele din urmă i-am dat un ultimatum lui Moody, să-l îndepărteze din casă. M-am bucurat totuși, revăzându-l aici, în aceste împrejurări, mai ales că era unul dintre puținii care vorbeau cu mine englezește. Esei studiase în Anglia și vorbea acceptabil englezește. Ea își legăna bebelușul în brațe. Reza vorbește mult despre tine și Moody, mi se adresă Esei. E foarte recunoscător pentru ceea ce ați făcut pentru el. Am întrebat-o pe Esei despre copilaș și pe chipul ei s-a putut citi descumpănirea. Îl născuse pe Mehdi cu picioarele strâmbe răsucite spre spate. De altfel, și capul era diform, cu o frunte prea mare în raport cu fața. Știam că Esei este atât verișoara cât și soția lui Reza. Am vorbit cu ea numai câteva minute, întrucât Reza a adus-o în capătul celălalt al sălii. Mahtob încercase în zadar să prindă un țânțar care îi lăsase o pată roșie pe frunte. Zăpușeala serii de august era copleșitoare. Așa cum sperasem, casa beneficia de o instalație de aer condiționat, aflată chiar în funcțiune, dar nu se știe din ce motiv, Ameh Bozorg nu închisese nici ușile, nici ferestrele, care n-aveau plasă, lăsând cale liberă zădufului și țânțarilor. Vedeam că Mahtob se simțea la fel de prost ca mine. Oricărui occidental, o conversație obișnuită iraniană îi se pare o discuție aprinsă, o flecăreară al surzitoare cu gesturi expansive punctate cu inshallah. Zarva este uluitoare. Începuse să mă doară capul. Mirosul greu al mâncărurilor grase și al oamenilor, vorbăria continuă a atâtor oaspeți și consecința diferenței de fus orar își cereau tributul. Mahtob și cu mine vrem să mergem în pat, i-am spus soțului meu. Era încă seara de vreme, cele mai multe rude încă nu plecaseră, dar Moody știa că ele voiau să vorbească numai cu el, nu și cu mine. Bine, a spus el. Am niște dureri de cap groaznice, m-am plâns eu. Ai vreun medicament pentru asta? Moody s-a scuzat un moment, ne-a dus în dormitor și a găsit un medicament pe care vameșii nu-l observaseră. Mi-a dat 3 pastile și s-a întors la familia lui. Mahtob și cu mine ne-am cocoțat în pat. Eram atât de obosite că nici saltelele uzate, nici așternutele jilave, nici pernele tari nu ne-au putut împiedica somnul. Știam că Mahtob spunea aceeași rugăciune pe care o repetam și eu în minte, în timp ce capul îmi plesnea de durere. Te rog, Doamne, fă ca aceste 2 săptămâni să treacă cât mai repede.